Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat între timp. A venit noul update, ați văzut episodul de ieri și hai să vedem ce au mai făcut băieții prin clan. Suntem în continuare pe primul loc. Da, vedem că avem unde era topul aici. Avem 6000 de fame-uri sau de badge-uri, cum se numeau chestiile astea. Și stăm bine momentan. Noi putem să jucăm abia peste 6 ore la war, dar astăzi vom da meciuri în challenge. Și hai să începem cu acest ultim match din etapa de pregătire, din care nu aveam cum să pierdem sau să fim eliminați. Și hai să vedem. Să încep cu arcașele de aici din spate. Oh, și a pus golemul acolo. Să uităm o mini pecaul. O să punem și Tesla. O, trebuie să dau aici un fireball neapărat. Sper să prind și Baby Dragon, nu? Da, l-am prins. După care probabil vom da un freeze, pentru că altfel nu știu ce măsuri să luăm. Hai să punem Valkyra totuși. O să scăpăm destul de bine din acest atac. Hai să vedem ce va face el. Punem arcașele. Ok, trimitem hog-ul. Da, o să trimit și mini P.E.K.K.A. probabil. Dau un freeze aici, excelent. Punem totuși defense-ul. Da, și sper să-i prind aici ambele trupe. Punem Valkyra. Băi, și ne-a dat ceva damage acolo pe turn. Și o să mai vină. Hai să scăpăm totuși cu turnul în picioare. Rezistăm destul de bine până acum. Punem aici mini P.E.K.K.A.-ul. Și din păcate nu prea avem ce să-i facem. Are cărți destul de agresive. Să trimitem aici hog-ul cu arcașele. Aici vom da un freeze și ar trebui să-i curățăm un pic turnul. Ok, aducem un pic la egalitate scorul. Și am intrat în triple elixir deja. Mai punem aici o Tesla. Gata, dar bine că a pus Lumberjack acolo. Dăm un freeze și scoatem absolut toate trupele. Mai rămâne golemul acela pe dreapta. Dar important e să-i dăm noi damage. Nu reușește să ne dea și el destul de mult. Hai să vedem aici. Ar trebui să-i scoatem turnul totuși cu acest atac. Da, probabil cu un fireball și un arrow să vom reuși. Nu chiar, pentru că suntem la level 9. Dar oricum, ajunge hog-ul și obținem victoria. A fost un meci destul de greu, sincer să fiu. Și nici nu vreau să mă gândesc ce ne așteaptă acum în adevăratul challenge. Pentru că de aici încep meciurile grele. Acolo a fost așa mai mult de pregătire.
hai să-i dăm drumul la primul meci. Băi, acum se schimbă situația, e double elixir direct și nu cred că va mai crește, poate în ultimul minut la hurry up acolo. Hai să vedem. Trimitem arcașele. Trimitem aici un mini P.E.K.K.A. Vom pune și Valkyria undeva mai în față. Să trimitem și Hog-ul pe dreapta. Și ne lovește acolo Fire Spirit-urile. Ne lovesc. Trebuie să scăpăm de healer. Da, scăpăm și ieșim destul de bine din acest atac. Băi, momentan zic că stăm foarte bine. Hai să vedem cum îl vom opri aici. Da, n-ar trebui să fie foarte greu. Punem aici Valkyra. O trimite mini P.E.K.K.A. pe muschetiră. De Knight deja am scăpat. Și stăm foarte bine până acum. Stăm aici un freeze, cred că probabil pe Electro. Trimitem un rând de arcașe. Și ajunge Valkyra pe turn. Să dea ceva damage acolo. Și meciul e destul de strâns, cu toate că avem avantajul scorului, adică al damage-ului pe turnuri. Probabil a renunțat. Și eu n-aș renunța așa ușor la meciurile din challenge, mai ales. Bun. Obținem prima victorie din challenge. Hai să vedem și în următorul meci cum ne descurcăm. Avem 1000 de gold reward. Băi, și trebuie să ne maxăm cartea. Vedem că am strâns acolo 160.000 de gold. O să maxăm Firecracker-ul cât de curând. Și îl vom folosi cu siguranță în meciurile din War. Trebuie să regândesc un pic deck-urile. Am văzut că n-am stat foarte bine în meciurile de la duel. Dar ce bine era dacă rezista și Hog-ul în viață. Da, ne mulțumim totuși că am scăpat de Mega Knight. Și luăm un hit de la prințesă. Hai să scăpăm aici de porci. Trimitem Valkyra, o să trimitem și mini P.E.K.K.A. Și ce noroc avem! Ce noroc avem cu acel Goblin Gang. Bine, e doar 3 elixir. Dar oricum. Punem aici Tesla, spun și Valkyra. Aștept dau Eros neapărat. Bun. Punem arcașele pe prințesă și scăpăm fără hit pe turnuri. Așteptăm totuși, poate mai prindem o trupă aici cu Fireball-ul. Am prins prințesa, dar și și Fire Spirit-ul acolo. Bun, hai să ne apărăm acum. Vine destul de agresiv pe noi. Să trimitem acum. Bun, scăpăm de Furnace. Și-a dat acolo un zap absolut degeaba. Absolut degeaba. Să trimitem Valkyra. Închizem un pic. Dăm aici Eros-ul. Bun, scăpăm de Mega Knight. Punem din nou încă un
Tesla. Scăpăm aici de prințesă și hai să trimitem Hog-ul. Să dăm un Eros aici. Sper să pună și Goblin Gang-ul. Ar fi fost prea frumos. L-a pus acum. O, sper să scăpăm de prințesă. Excelent. Băi, destul de greu acest match. O să punem mini P.E.K.K.A. în spate și Valkyra o vom pune pe pod când se apropie mai mult acel Mega Knight. Suntem și Hog-ul aici. Pune Goblin Gang-ul, te rog. L-a pus, dar din păcate n-am dat cum trebuie acel Eros. Puteam să prindem tot Goblin Gang-ul și probabil nu mai fi avut un hit în plus de la Hog. Aici o să dăm un Fireball neapărat. Trimite mini P.E.K.K.A. Pune Valkyra pe Goblin Gang, îi scoatem și prințesa și din nou avem noroc. Aici o să dăm un freeze și probabil îi vom scoate turnul. Da, obținem a doua victorie. Băi, două meciuri norocoase. Ok, 2000 de gold. Hai să mai jucăm. Începem din nou cu arcașele din spate. Trimitem-o și mini P.E.K.K.A-ul. Și din păcate a tras direct în mini P.E.K.K.A. turnul. N-am avut nicio șansă să-l salvăm. Scăpăm acolo de un elit barbar. Și stăm destul de bine în acest început de meci. I-am dat jumătate din turnă jos, practic. Scăpăm aici de Wizard. Nu scăpăm. Spunem o Frisk mini P.E.K.K.A. Punem și Valkyra în față. Și avem un nou atac destul de bun. Bun, îi scoate Furnace-ul. Și sper să ajungă mini P.E.K.K.A. cu un hit. Ar fi fost prea bine. Prea bine cu un hit pe tur. Hai să vedem. Trimitem Hog-ul. Okay. Mai dăm un Fireball acolo pe tur. Și prindem o grămadă de trupe. Dar nu o să dau Eros-ul. Am rămâne în deficit de elixir. Și nu vrem asta. Băi, aproape câștigată și partida aceasta. Și scoatem acolo Wizard-ul. Sincer, nu mă așteptam să reușim. Credeam că va mai rămâne cu ceva la viață. Și probabil că un Fireball plus Eros îi va scoate turnul. Ba nu. Avem nevoie de un cânt Fireball. Să jucăm pe defense pe final de match. Bun. Dăm Fireball-ul și ar trebui să luăm victoria. Excelent. Băi, trei meciuri incredibile. De fapt, 4 cu cel de dinainte.
Și haide să dăm și ultimul meci. Să vedem cum ne descurcăm aici. Începem cu mini P.E.K.K.A. Să punem și Valkyra în față. Trimitem focul și o să dăm și un freeze aici, mai aproape de turn. Da, noi am prins și Valkyra, din păcate. Să dăm un fireball. Un fireball care nu rezolvă mare lucru. Ok, a dat un clon degeaba. Ea nu știa că am Valkyra. Ar fi trebuit să știe. Să vedem aici. Perfect. Am prins și Valkyra în Fireball. Să punem Tesla în centru și mini P.E.K.K.A. pe execuționer. Probabil va trimite... N-a trimis, mă așteptam să trimită Mega Knight-ul. Ok, din nou execuționerul. Să dăm un Fireball pe el. Oh, și nu înțeleg de ce a făcut asta cu racheta. Foarte, foarte proastă mișcarea. Trimitem o mini pe caul. Oh, trimit Hog-ul pe partea stângă. Și dăm reu să îi scoatem deja turnul din partea dreaptă. Da, și am păcălit un pic, am făcut să-și mute trupele pe stânga. O, și aproape scăpăm acolo de... Chiar scăpăm de Mega Knight. Spunem Tesla în centru. Da, nu știu ce crede el că rezolvă cu rachetele alea pe turn. Va pune Mega Knight-ul probabil. Da, nu știu, avem și noroc meciurile astea. Chiar noroc cu carul. Adică cine s-a aștepta să pună fix acolo execuționerul și înainte de a pune noi freeze-ul. Să punem Tesla și mai trimitem un Eros. Bun, obținem ultima victorie din challenge. Da, ne luăm și ultimul reward și putem intra în challenge-ul de triple elixir. De gold. Da, și ne-am deblocat următorul challenge. Nu vom mai juca acum. Haideți să maxăm următoarea carte. Ziceam că vom maxa Firecracker-ul. Și vom maxa toate comunele în viitorul apropiat. Băi, și s-ar putea să se facă mult mai rapid goldul de acum înainte. Perfect. O să-l facem deja și star la level 1. De fapt, e singurul posibil. Și vom mai putea face o nouă carte. Hai să vedem. Băi, eu zic să facem Royal Recruiting. Pentru că îi mai folosim din când în când. Și să fie mai gold și bun. Băi, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!